Majoritatea elevilor din Olt au trecut cu bine peste repartizarea computerizată din weekend. Ei au ajuns acolo unde și-au dorit, iar de astăzi au început să se prezinte la liceul repartizat pentru înscriere. Sunt foarte bucuros. Ideea cum a fost? Destul de măricică, din punctul meu de vedere. Deci n-ai avut emoții? Înțeleg? Sau ai avut? Am avut. Eu cu toți am avut la un moment dat, dar am ajuns undeva unde mi-am dorit. Mediile de admitere în învățământul preuniversitar au fost în această vară mai mici decât în trecut, la mai toate liceele de top din județ. Principala cauză o reprezintă mediile mai scăzute din acest an ca urmare a învățământului online. Domnule director, cum au fost notele de admitere, ultimele medii de admitere anul acesta la Colegiul Național Ion Minulescu? Cred că au fost mai mari față de anii trecuți, dar lucrul poate fi explicat prin faptul că avem cu două clase mai puțin. Adică avem doar 3 clase, nu 4, la matematică informatică și ultima medie a fost 9 și 18, destul de mare. Și avem o singură clasă de științe ale naturii cu ultima medie 8,83. Am rămas însă cu două clase de filologie, ultima medie 8,23. În comparație cu anul școlar precedent, mediile au mai scăzut, din păcate, probabil că și învățământul online și-a spus cuvântul, dar oricum sunt medii bune. 7,70 este media cea mai mică la profilul bilingv. De regulă aici sunt mediile cele mai scăzute. Să sperăm însă că trecem peste această perioadă neplăcută și că vom începe normal și vom termina anul normal, astfel încât să nu mai avem astfel de surprize pe viitor. Topul liceelor oltene, în funcție de ultima medie de admitere, continuă să rămână același ca și în trecut. Topul celor mai mari medii de admitere este următorul. Pe primul loc se află Colegiul Național Ion Minulescu. Ultima medie la clasa de matematică informatică este 9,18, la filologie 8,21 și la științele naturii 8,83. Pe locul 2 se află Mihai Viteazu din Caracal, la matematică informatică ultima medie este 9,18, iar la filologie 7,55. Urmează liceul Radu Greceanu din Slatina, ultima medie de admitere la matematică informatică este 8,16, iar la filologie 8,02 și științe ale naturii 7,95. În urma primei etape de repartizare la liceu, la unitățile de învățământ preuniversitar din Olt au rămas libere 116 locuri, niciunul dintre ele la școli din Slatina, iar 46 de elevi au rămas nerepartizați. A doua etapă de repartizare a absolvenților de gimnaziu se desfășoară în perioada 29 iulie-5 august.